Salutare, dragi prieteni, bun venit în bucătăria mea. Vom pregăti astăzi o nouă rețetă, și anume ceapă de porc cu sparanghel și niște ierburi de Provence. Avem nevoie de 6 bucăți ceapă de porc, aproximativ 1 kg, ulei de măsline, piper, sare cu ierburi de Provence, 200 de grame de sparanghel, câteva roșii cherry, 100 ml vin alb, câteva frunze de salvie, rozmarin și cimbru proaspăt. Să trecem la treabă. Vom începe prin a condimenta carnea. Mai întâi o vom unge cu ulei de măsline. Strâșnim sarea cu ierburile de Provence. Apoi piperul. Vom repeta operațiunea pe partea inversă. Este important a unge carnea când este pusă pe grill sau pe grătar și nu să ungem grătarul. Asta în ideea de a evita fumul care se poate face în casă. Pune și câteva frunzulițe de cimbru verde. Și câteva frunzulițe de rozmarin pe care îl puteți tăia sau îl puteți pune pur și simplu. Va aroma foarte plăcut carnea și va da o savoare deosebită. Mai adăugăm totuși puțin ulei și urmează să punem carnea pe grill. Voi porni frita. Eu am ales să fac ceapa de porc într-o tavă grillă, o puteți face și într-o tigaie obișnuită sau în altceva, dacă doriți. Vom așeza carnea. Vom lăsa să se rumenească, după care o vom întoarce pe partea cealaltă. Am pus și frunzulițele de salvie. Vom întoarce carnea. O vom lăsa câteva minute, după care vom adăuga restul ingredientelor. Este aproape gata. Vom adăuga roșioarele pe care le-am tăiat în jumătăți. Câteva minute. Vom adăuga și sparanghelul. Acesta este un sparanghel marinat deja.
Dacă folosiți din cel proaspăt, trebuie să îl opăriți înainte. Mai pune puțin cinci verde. Și câteva frunzulițe de rozmarin. Și preparatul nostru este gata. Așa arată preparatul nostru. Sper să vă placă rețeta și să o încercați și voi. Pentru noi rețete vă aștept să vizitați site-ul meu www.floriticem.ro sau pagina de Facebook cu același nume. Până data viitoare vă doresc poftă bună și ne revedem cu drag la o nouă rețetă.